Hai să vedem despre ce este vorba în acest episod. Cătălin, talent, adevărat vă spun. Mâna întinsă, care nu spune o poveste, nu primește pomană. Fii profesionist, dragul. Cătălin, talent, adevărat vă spune. Mâna întinsă, care nu spune o poveste, nu primește pomană. A fost donație sau fake? Nu, e fake. Am pornit live-ul pe privat. Tiam, fac it, Bucataria. Tiam, fac it, Bucataria. Cine e? Să vezi acum ce-l înjur pe ăsta, băga mie și pula morții lui. Și de scritul mătii. Futus Hristosul mătii de jegul dracului. Vrei să mă expui pe mine din... Hai să vedem despre ce este vorba în acest episod. Eu sau de să șeim apă aici cu fratele... Nu, no, te... Ești măta, băga mie și pula morții mătii. Quick, producătorul tuturor pieselor Five Gang de la Focuri încoace, fraților. Da, toate zdrențele, ați promovat mai căcat și pișat, băgava-și pula în gât. V-ați făcut bani după urma proșilor și copiilor incompetenți. Și nu mă miră faptul de ce copiii mor de foame, băga mie și pula morții mătii. Mie, în primul rând, nu-mi donează mie copiii și îmi donează doar cei de la 18 ani în sus. Pentru că la mine copiii nu poate să doneze cu cardurile, mânca mie pula de lingău. Păcând la tine, se duce copiii și își cumpără din toate rechizitele căcănărești care le-ați promovat, vai de morții voștri. Și astăzi v-am pregătit un video special de Halloween, pentru că atunci când filmăm noi treaba asta, se apropie Halloween-ul și o să-i facem cel mai tare mătii. Prank iubitei mele. Ba, pula în iubita mătii! Eu am pregătit chestia asta de câteva zile. Să-ți trag la muie la mătii. S-a întors astăzi, în București, a ajuns acasă și a lăsat... Uite, ai promovat o curvă! Ia uite, praful pe mobilă, futu-ți morții mătii! Nici praful după mobilă nu știi să-l ștergi, băga mie aș pula rasa mătii. De terminatul dracului. Futu-mă în dinții tăi de terminatul pulii. Lucrurile a stat foarte, foarte puțin, după care s-a dus la iară laborator la medic. Și dacă se dezbrăca asta în pizda goală, ținei tu bine mersi filmarea aia cu pizda ei și făceai laba, nu mai futei. Futu-ți morții mătii de distrus. Cine, prima e zi de medicină adevărată, adică făcută pe bune, față în față, nu pe Zoom, într-un laborator și acum se află... Ai știut să miți numai copiii, băga mie aș pula morții mătii. Bă, știi ce mă bucur foarte mult la tine, futu-ți morții mătii? Pentru că anăsia aia din guvern sau cum pula mea o cheamă pe curva aia, ți-a dat multă muie. Păi ce-a zis aia? Păi ce pula mea mă duc la zdreanța asta de copil, nu i-a dat floci la pulă și să mă duc eu la dezbateri cu un copil? Am ajuns de râsul lumii să mă duc la dezbateri cu un copil, băga mi-aș pula morții lui de copil futut. Ce, dacă ești vlogger, youtuber sau ce morții mătii te numești, tot o zdreanță de om și copil futut vei fi futut morții mătii de zdreanța pulii. Mi-e milă morții mătii, mi-e milă de copiii care îți donează din rechizitele morților mătii și să ducem pula mea, îți iei la ambulchine la 80.000 de euro, băga mea și pula morții mătii de zdreanța pulii. Mă scoți tu pe mine de YouTube? Pe cine pula mea ești tu să mă scoți pe mine după YouTube, mă, băga mea și pula în cancerul mătii? Să mă piși pe tot neamul morților mătii să mă piși. Dar ai să dai cu mașina, bă, nu să o zgâri, nu să intri într-un copac, să intri în morții mătii, în râu cu ea, futu-ți morții mătii de zdreanța pulii. La acel laborator de medicină cu icure, urmează să vină... Bă, da, toate jegoșenile, toți descreerații nebuni și cretini se promovează pe YouTube-ul ăsta, prostie omenească, culmea nefericirii, băga mi-aș pula în ei de oameni jegoși. Uite, toți biginoșii, ăsta am curat să fac pariu că i-a dat în jur de 4.000-5.000 de euro că îl promovează în căcatul ăsta de videoclip. Ce a zis dreanța ăsta? Hai bă să-ți dau un 5.000 de euro, bagă-mă și pe mine în videoclip, dă-te în morții mătii. Toate zdrențele, mă, băga mie aș pula în ei de zdrențe.
acasă și imaginați-vă că Zmaru o să fie singur acasă și deodată o să se întrerupă curentul în toată... Păi nu, nu, să-mi suși pula, nu promovez. Eu reacționez, îl bag în morții măsii, mă piși pe morții lui de ratat. Casa. Asta o să fiu eu direct de la panou electric de acolo de la minus 1, o să tai curentul în toată casa. După care începe să audă zgomote prin casă, fraților. Am plantat două boxe... Ai plantat, băga mie și pula morții mătii de râit împuțit. Să-mi bag pula în morții mătii și în parchinița Dumnezeului morților mătii de zdreanță. Băi, prostul pulii, un pic de tot mai e, un pic de tot mai este și te vei duce pe pulă cum s-a dus și Ilies Vlog, băga mie și pula în morții mătii, un pic de tot. Și te vei duce în morții mătii de zdreanță a pulii. Momentan toți youtuberii din România sunt varză. Nu e niciun youtuber în România care să arate, să prezinte ceva bun pentru copiii, pentru viitorul copiilor, urmașilor noștri. Nu sunteți decât niște zdrențe. Toți pentru bani, pentru faimă, pentru bani, pentru faimă, pentru bani. Asta sunteți, băgavași pula morții voștri de vlogger jegoși împuțiți. Asta sunteți voi. Reprezentați, le trageți muie efectiv copilor pe videoclipuri care îl postezi tu ca ultimă ștreanță și îi minți pe bieții copii cu fel și fel de căcaturi și, bineînțeles, ajuns ca ultimă panoramă să le tragi muie fanilor tăi și ei să-ți cumpere rechizite, ca să poată să cumpere șerea al meu Lamborghini pe ultima 100 de metri, băga mea și pula. Bă, proștilor, bă, copii împuțiți! O fi că pe mine mă considerați nebun, cretin, jegos, vai de morții voștri. Dar zdreanța asta mâncam iar pula de lingăi. Își promovează rechizitele sau ce pula mea a mai pus pe Five Gang și pe gangul mătii? El o duce bine pe banii voștri, futu-vă morți în gură. Vă duce și dați atenție, băgavași pula morții voștri de zdrențe. Îl faceți pe ăsta cu pula mare, iar măta n-are ce băga în frigider, băgavași pula morții voștri. Păi mai bine te duce cu banii să umpli frigiderul, iei un salam, iei un cărnat, să-l bagi în morții mătii în frigider. Nu să-i dai lui zdreanța asta să cumpărați rechizite și morții mătii, băgavași pula în gât de copii stricați. Mă faceți pe mine nebun? Păi nebun tu ești, futu-ți morții mătii, că prefer să mor de foame și să-l faci pe ăsta cu pula mare să-și cumpere Lamborghini, să dea iarăși un copac cu el, băgavași pula în gât de zdrențele recului. Ce-ați văzut, mă, la zdreanța asta? Bă, ce-ați văzut la zdreanța asta? Un cocalar? Bă, dacă și ministru aia de ministrul învățământului s-a pișat pe zdreanța asta. S-a pișat pe zdreanța asta, băga mie și pula în el de copil futut. Mai de morții lui de râit împuțit. Păi râitul ăsta nu știe să pronunțe R, băga mie și pula morții lui. Și dați atenție râitului ăsta jegos. Să, ieri alaltă el să filma un metru pe 2 metri pătrați și acum să dă mare pulă pe YouTube românesc. Mâncam iar pula de zdreanța pulii. Wireless în această casă, una sub pat în camera de depozitare. Păi da, din banii copiilor, futu-ți morții mătii, că a cumpărat de la Five Gang-ul morților mătii rechizite, aia, suși pula, papuci Gucci de la morții mătii. Păi da, ai sărăcit copiii din România, futu-ți morții mătii. Acum copiii n-au tablete să învețe, futu-ți morții mătii. Și tu te duci acum în două zile, faci milionul de euro din căcatul ăsta de videoclip, futu-ți morții mătii. Bă, cam ești pula rasa, mă. Centrala termică de la noi din casă ascunsă într-un durat. Fraților, vedeți că e groasă, noi ne-am jucat azi. E groasă, păi nu, mi-închipui că e groasă, că te-a futut ăla în cur, futu-ți morții, mătii. E groasă, ți-a dat numai pe tine în cur, futu-ți morții, mătii. Și e groasă rău de tot. Dar apropo de treaba asta, fraților, ați observat cumva ceva ciudat în spate? Da, nu, am observat ciudat că copiii cumpără de la o zdreanță ca tine rechizite și morții mătii, să promovează prostia omenească cu toți descreerații pe vlogurile morților mătii și a început fraierul ăsta să intre pe ăla să-mi spună că nu la ce pe Cătălin Talent pe platforma YouTube. Să-mi bag pula în morții mătii, futu-s Crist. Mamă, dacă eram lângă tine, nu mai pun din muie. Am futu-s morții mătii. Nostru, ceva care n-ar trebui să fie acolo, poate o cameră care
te filmează? Permiteți-mi să vă arăt ce am confecționat. Permiteți-mi, auziți! Permiteți-mi, nu știe nici să spună. Permiteți-mi, futu-ți morții mătii, dar râit împuțit. Băgam i-aș pula în creierii mătii și Dumnezeu mătii. Bă, nu ești capabil să pronunți permite-mi, aș pula în dinții mătii. Și tu vrei să te întâlnești cu boaita aia în ministerul pula învățământul mătii. Futu-ți morții mătii, dar râitul pulii. Gata, astăzi arătul de cuic. Vai de copiilor morților, mătii, care se uită la tine, futu-ți YouTube-ul, mătii. Este o cutie de pantofi modificată un pic, fraților, deoarece înăuntru ei se află o cameră de supraveghere. O cameră, ia uză. Bă, o cameră, nu o cameră. O cameră, bă, dă-te futu-ți morții, mătii. Păi tu aveai pretenția să te întâlnești cu ministra pulii morților, mătii, de zdrența pulii. Eu dacă aș avea putere să-ți caut canalul tău de YouTube, aș plăti pe cineva, hack, să șteargă canalul futu-ți morții, mătii, de zdrența. Să vedem după aceea dacă mai erai tu, marele pulă. Îmi pare rău că n-am putere să caut pe cineva să șteargă videoclipurile, să șteargă canalul futu-ți zdrența, mătii, de căcatul pulii. Tu cameră poate să vadă în beznă totală. În beznă totală. Să vedem în timp ce se întâmplă. Bă, cam nasol să ai parte de așa ceva, foarte, foarte nasol. În întuneric beznă, deci țineți minte că nu o să... Bă, ăsta fără canal de YouTube ar fi o zdreanță, un vai de morții lui. Ăsta fără canalul de YouTube, știți cum ar arăta? Ca un rupt în cur, ca un cizmar de la jegos, vai de morții lui. Ăsta, mulțumită vouă, l-ați adus pe platforma asta căcată, vai de morții voștri de proști. L-ați făcut cu pula mare. Dacă voi ați fi fost în locul meu, băgava-ș pula în gât de terminați. Dacă voi ați fi în locul meu și zdreanța asta v-ar vorbi de rău, tot la vorbele mele ați ajunge. Băi, hai să lăsăm Caterin, că acum să vină zmoara. Măcar eu aduc adevărul pe platforma asta a YouTube-ului. Cu tot hate-ul care l-am avut eu, am avut mii și mii de dreptate. Le-am dat muie haterilor. Am știut să merg mai departe. Am făcut pe toată lumea să râdă. Și pe când zdreanța asta îmi interzice mie să nu mai fac vloguri? Păi cine morții mătii ești tu? Bă, cam ești pula morții mătii de zdreanța pulii. Zdreanțo, s-a pișat Dorian Popa pe tine, bă, s-a pișat Dorian Popa pe tine. Băga mi-aș pula morții mătii. Nu mai știți ce melodii să mai faceți. S-a pișat Dorian Popa, s-a promovat după urma ta și Dorian Popa va da muie, bă. Va da muie. Băgava-și pula morții voștri. Bun, fraților, suntem în parcarea subterană, trebuie să ne mișcăm foarte repede. Ideea e că acest loc din parcarea subterană ar fi fost perfect în mod normal, pentru că zmoră nu are loc de parcare la subteran, ea are loc de parcare la parter și astfel dacă... Băi, da, futu-ți morții, mătii, bă, efectiv să-mi suși pula, futu-ți morții, mătii. Nu există semnal și atunci nu putem să dăm play nici la sunete, pentru că nu merge TeamViewer-ul. Păi uitați, bă, din banii voștri și-a luat mașină, uitați-vă, din banii voștri, bă. Să vă duceți în morții voștri, să rupeți cât un scaun, să vă luați în pula mea banii înapoi, rupeți capota, luați unul ștergătoare, luați unul roțile, luați-vă în morții voștri de proștii pulii, luați-vă în pula mea banii de la ratatul ăsta, că și uite, trăiește după banii voștri, futu-vă în morții în gură, ați cumpărat în morții voștri de la cretinul ăsta, băgava-și pula în gâdă, terminați. L-aștept pe Sherry, care... Ia, așteaptă pe Sherry, altă curvă proastă. Băga mie-aș pula morții de curvă. Aștept pe Harry, futu-ți morții, bă, de parașuta pulii. Mă, sunt mega obosit. Ia uite ce descentrată, păi asta era bună de... Da. Asta era bună de centură, mă, futu-ți morții, mătii. Bă, asta era bună de centură, mă, ascultați aici că dacă eu eram pește, o făceam pasta, mamă, campioana Parisului, futu-o în Dumnezeu, ei de curvă, ia uite-o,
Ia uite ce picioare descentrate și nu vă mai miră faptul de ce din că te ia la ocazie. Păi uite, futu-ți morții, mătii. Dacă vede copiii care se uită la acest videoclip, vede o descentrată, uitați-vă în pula mea, păi copiii s-apucă de labă, futu-ți morții, mătii, și vine la mine cu texte că învăț copiii la prostii. Păi ce morții, mătii, mă, prostii învăț eu, când asta stă în videoclipul ăsta, îmi stă ca o parașită, ca cu pantalonii aia strânși, futu-ți Dumnezeu, mătii. Uite, acum bag mâna în pantalon și fac laba, băga-mi ia-și pula morții, mătii. Păi uite, o văd pe asta, fac laba, bă, că-mi ia-și pula, îmi rup pula, bă, păi uite ce picioare aia, uite, fac laba, futu-ți morții, mătii, că uite ce picioare are pula asta, pizda asta împuțită, păi asta promovezi, mă, futușelii, mătii, râritul, mătii, păi o pui pe asta, un bikini, morții, mătii, în casă, ce să vadă copiii, cur și picioare, ce pula mea să vadă în acest videoclip? Futu-ți Dumnezeu, mătii, bag mâna în pantalon și-mi fac laba, pă, băga-mi ia-și pula morții, mătii, vii la mine cu textul că fac, intru pe Omega, că înjur, că fac Caterinca, și tu ce pula mea promovezi? Bulane, cur, ce pula mea promovezi? Ești deșteptul pulii, futu-ți morții, mătii, de distrânsul pizdii morților, mă, ia uite aici ce cur pansat are, păi asta e campioană pe sache în pula mea la Paris. Asta trebuia dusă la Paris, în pula mea, să vezi tu ce prim-ministră îi băga ăștia, îi băga numai țigan de aia cu pula mare, o făcea pe asta, vai de pula mea, parașuta Parisului o făcea, păi uite-te și tu ce cur bombeu are, dă-te în pula mea de copil futut, păi când te uiți la curul ăsta, nu ți se scoală pula, mă, uite-te și tu, tu-s Hristosul, mării să-ți fut. Vii la mine că vrei să mă scoți pe mine din platforma YouTube. Băi, terminatule, te uiți pe ca... ți-o sechestrezi mâine pe mine, ți-o sechestrezi în pizda, mătii, pe parașuta ta în casă, o dai acolo pe telefon și te apuci și faci în morții, mătii, laba, uitându-te la curul ei. Păi eu cred că asta ai făcut. Ai băgat o cameră de filmat pe colțul camerei ca tu să-ți faci laba cu fraierul ăsta în mașină. E? Păi asta e. Gata, să spune. S-a spus. Asta este logica. Deci dobitocul ăsta și-a băgat o cameră pe marginea în casă. Uitați. Deci are o cameră ascunsă în sufragerie. Da? Asta se învârte, ia uite, mă, dă-te-n pula mea, așa, și acum bine, mersi, ăștia doi să uită pe, ia uite, să uită din mașină, să facă laba amândoi, ia uite, dă-te mă, pula mea, așa ați ajuns, mă, ia uite. Curba asta caută porno acum! Se uită la TV, fii atent, ca să înțelegeți care e problema. Noi o să scoatem siguranța de jos, de la minus 1, doar de la lumini. Pentru că dacă o scoatem și de la priză, atunci nu mai putem... Îl scoți la priză, de ce? Vrei să o vezi în pula mea, să o vezi pada, să faci laba aici în mașină? Băga-mi ia-și pula rasa, mătii. Să vedem, nu mai putem nici să folosim toate astea ca să-i băgăm sunete pe boxe. Dacă ea se uită la TV, TV-ul fiind băgat în priză, nu o să oprească. Asta e problema pe care o avem. A stat să vă uitați la zdreanța asta de om belit. Cine morți, mătii, ești tu să mă scoți pe mine după platforma YouTube? Băga mi-aș pula morți, mătii. Eu am luptat, am muncit. Am muncit, futu-ți morții, mătii, de zdreanță. Ia uite, a apărut în pula mea. Să o filmeze pe beznă, să vadă dacă își bagă degetele în pizdă pe beznă. Vai de morții lui de zdreanță, ce a ajuns YouTube românesc să facă pentru vizuri. Băga mea și pula în cancea cu mătii. S-a prindă de la întrerupător. Bă, a încercat, s-a dus la întrerupător, a încercat să prindă și nu merge. Acum să vezi porno ce face, mâncă-mi ia-ți pula de proști. S-a pus pe canapea, îți bagă degetul în pizdă, ăștia se uită pe telefon, e clar. Nu mai Dumnezeu știe scandalul, adică care va ieși după acest prank, băieți. Stai să spun. Ia uite, râde că-și bagă ce deci în pizdă proasta aia, morții măstii. Bine, bine,
Doamne, tu-s morții, bă, de ce râde ca un handicapat. Baaaaaa. Ce ați văzut la videoclipul ăsta, căcamă, distrușilor? Mi-e și scârbă să mă mai uit. Uite, eu îi dau dislike, mă piși pe morții lui de râritul pulii. Vai de morții lui de distrus. Mi-e și scârbă să mă mai uit la el. Băga mi-a șpula rasa lui. Tu-s Dumnezeu, mătii. Băga mi-a șpula rasa lui de terminat. Mi-e și scârbă să mă mai uit la el. Tu-s Dumnezeu, mătii, de-ți dreanța dreacului. V-ați dus, v-a plătit, mă? V-a plătit...